în acea zi de 8 martie. Da? Se întâmplă într-o zi de vineri, prima zi de weekend, așa că reamintesc, lăsat liber acele ore pentru că am o ediție specială, un invitat special. Până atunci, lăsăm muzica să cânte și vă mai reamintesc pe parcursul zilelor viitoare. Okidoki! E adevărat că ne vedem pe 8 martie de Ziua Femeilor, într-o ediție specială și mamelor, într-o ediție specială la emisiunea lui Alexandru Cinepasul cu el, Florian, dacă mă mai țineți minte, am mai fost invitat la el. Îi voi răspunde de data aceasta pentru a doua oară în emisiunea lui la Cinepasul cu Florian. Vă aștept într-o ediție specială pe 8 martie de Ziua Femeilor și a Doamnelor. Și să spunem împreună, dacă avem curaj, să ne deschidem sufletul și inima, să spunem, te iubesc, mamă, sau ești cea mai frumoasă mamă și, că ești sănătoasă. Și datorită ție, mamă, îți mulțumesc că există acest pământ, dar îți mulțumesc ție pe pământul acesta pentru că Dumnezeu s-a îngrijit de tine ca tu să dai naștere ușoară la mulți copii, iar copii la rândul lor vin să spună ție la mulți ani, mamă, și te iubesc. Cu drag pentru voi, Ștefan B., ne vedem pe 8 martie într-o ediție specială la Cinepasul cu Florian. Vă aștept!